Ploaia a bătut asupra Ploieștiului, a dus și o pleiadă de vedete din handbalul feminin. Naționala României se antrenează la Ploiești timp de o săptămână. Tricolorele și-au făcut apariția pe rând în cantonamentul centralizat. Paula Ungureanu a venit împreună cu Denisa Dedu, Tigroaicele Oana Manea și Aurelia Brădeanu și-au făcut apariția cu mașina de la club, iar Cristina Neagu și Patricia Vizitiu au sosit în scuderia celei considerate Messi de pe semicerc. Naționala României este singura echipă calificată la Olimpiada de la Rio și într-un sondaj de opinie, peste 70% dintre români își doresc ca Neagu să fie portdrapelul României în Brazilia. Eu le mulțumesc oamenilor pe această cale pentru susținerea pe care mi-o oferă de fiecare dată. Așa cum am spus, încă nu se știe cine o să poarte drapelul României la Jocurile Olimpice. Dacă e să fiu eu, este într-adevăr o mare onoare pentru mine. Este o mândrie și ne bucurăm pentru acest lucru. După un sezon supra-solicitant, presărat cu performanțe remarcabile, principala grijă a stafului tehnic este să elimine oboseala acumulată de fete. Antrenorul secund, Costică Buceschi, este convins că România se va califica la Europeanul din Suedia. Mai mult ca sigur că ne vom califica. Speranțele le vom vedea când vom termina Olimpiada, pentru că înaintea campionatului european este Olimpiada, cea mai importantă competiție pentru orice sportiv și pentru orice echipă. La sala Olimpia, tricolorele pregătesc dubla cu Lituania din 1 iunie la Kaunas și Belarus 4 iunie la Piatra Neamț. România mai are nevoie de o victorie pentru a-și asigura prezența la turneul suedez.